Iată-ne de nou împreună, sunt prieteni la emisiunea Școala Cuvântului. Astăzi vom încerca să descoperim lucrurile care sunt cu adevărat importante deoarece vom vorbi despre mărturii. Mărturia, de fapt, este o responsabilitate a celor care îi dau mărturie. De ce? Pentru că în momentul în care dai o mărturie, cu siguranță că ești responsabil pentru că trebuie să conștientizezi ceea ce prezinți, o informație sau o declarație. Interesant este că Evanghelia după Ioan prezintă mărturii sau martori despre cine este Hristos Isus. Alături de mine, în colegii mei de platou, este jurista și avocata domnia sa Svetlana Moraru. Bine ați venit! Bine v-am găsit! De asemenea, alături de noi este pastorul Bisericii Adventiste de ziua șaptea, master în teologie, comentator al Sfintei Scripturi, domnia sa Dumitru Juravleu. Bine ați venit! Mulțumim pentru invitație, bine v-am găsit! Evident când vorbim despre mărturii, mai ales de specialitatea dumneavoastră, este foarte mult, probabil că întemniat pe mărturii, pe martori, și evident că vorbim despre mărturii, vrei, nu vrei, dar mergem parcă în sala de judecată sau niște instanțe anumite unde se atestă, unde se prezintă, unde se întemiază pentru a lua o decizie este nevoie ca să fie luate toată informația multilaterală pentru ca să descopere anumite situații. Ce interesant că Evanghelia după Ioan este similar. Pentru că avem nevoie să avem o informație obiectivă, o realitate și nu odată Domnul Hristos vorbește foarte frumos, zice, adevărat, adevărat vă zic mai ales atunci când El este în comunicare sau este într-o discuție cu cineva, zici, adevărat, adevărat, îți spun că dacă nu te naști de nou, cu niciun tip nu vei vedea de împărăția lui Dumnezeu. Ce este mărturie după dumneavoastră? Dacă îmi permiteți, aș vrea să, la părerea mea, Evanghelia lui Ioan e, are ca obiectiv să scoată în evidență identitatea lui Iisus Hristos dacă să vorbim în limbaj juridic aș considera -o ca o listă de probe, deci în favoarea identității lui Isus Hristos. Ce, de fapt, ce sunt probele sau ce sunt martorii? Da, probele sunt niște aspecte foarte importante într-un proces în care se dorește a scoate în evidență un adevăr iar martorii sunt aceia care au asistat sau asistă la niște evenimente, la niște discuții, deci ei ei uh, aud, ei văd personal uh, ceea ce s-a întâmplat și pot să vină în fața unei instanțe cu declarațiile respective care stau la baza uh, 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 adevărului care urmează să fie apreciat de către instanță. Ceea ce este important, că anume instanța de judecată dă apreciere probilor. În cazul de față, noi suntem aceia care urmează să dăm apreciere deci, identității lui Isus pe baza acestor probii care sunt în Evanghelia după Ioan. Dar probe aici sunt, sunt multe. Însă și afirmația lui Isus Hristos despre sine, martorii care sunt, începând cu Ioan Botezătorul, ucenicii, săi și apoi ucenicii lui Iisus, Nicodim. Deci sunt foarte multe relatări despre evenimente care s-au petrecut. Deci un șir de minuni, transformarea apei în vin, vindecarea multor oameni. Deci este o invitație sinceră pentru toți ascultătorii noștri ca să cercetăm profund toate mărturiile care au fost date, toate evenimentele pentru a descoperi adevărată identitatea lui Iisus Hristos. Mulțumesc, știți, o preambulă pe care ați prezentat-o, mi se pare, știți, ne-a făcut apă gură sau în gură apă. <laughs> pentru că, domnule, este foarte interesant să descoperim mărturiile pe care, de fapt, astăzi, nu toate, ci câteva dintre acestea. Și prima aș prezenta, sau prima care, de fapt, despre care vorbește Ioan, este mărturia lui Ioan, numit și botezătorul. De ce? Pentru că el a adus, sau caracteristic pentru el a fost botezul. Ce zice Ioan și care este mărturia lui despre sine și nu doar? Eu aș merge puțin mai, țin și mai încoace de Ioan, dacă nu vă supărați. Și pentru mine prima mărturie este autorul acestei Evanghelii, pentru că din primele două versete el spune ce crede el personal despre Isus. Și el spune la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu, și El a fost la început, toate cei ce a fost făcut, a fost făcut prin El. Deci autorul acestei Evanghelii el este profund încredințat, profund crede că cel despre care El vorbește sau despre care dă mărturie este cel din veșnicii. Apoi El merge la martorii care au fost pe parcursul vieții lui Isus, care au făcut declarații despre Isus. Și dacă mergem la primul martor pe care Ioan îl descrie, este Ioan Botezătorul. Începutul lucrării sale. Chiar discutam de ce a fost nevoie de Ioan Botezătorul. Pentru că Dumnezeu nu face nimic, cum spuneam, până când nu-și descoperă cei ce are de făcut taina sa prorocilor săi, iar Ioan, fiind un proroc, aduce mărturii ce vrea Dumnezeu să ne descopere. Și de aceea, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, atunci când a fost întrebat, tu ești Hristosul? El a zis nu. Atunci el întreabă, spune-ne, dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor care ne-au întrebat. Deci, și asta sunt oamenii care întreabă, cine ești? Și eu am spun eu nu sunt Mesia, nu sunt nici vrednic să-i dizleg în cureaua de la încălțăminte, dar eu vă spun un lucru, eu vă bătesc doar cu apă, cel ce vine după mine este mai mare decât mine, pentru că a fost înaintea mea și El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Apoi, în una din zile, când boteza poporul, Ioan privește, îl vede pe Iisus care vine smerit după 40 de zile de post în pustiu. El vine, înainte de 40 de zile de post în pustiu în cerertare, el vine și Ioan îl privește și spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lui. Deci, putem să spunem că Ioan, mărturisind despre sine, de fapt mărturisea despre Cel care trebuia să vină, adică despre Iisus, numit Hristos sau Mesia. În cazul, era așteptat. Ce spune Ioan Botezătorul ca să concluzionăm? Uh -huh. Pentru că dacă îl privea pe el ca Mesia, evident că el zice, pardon, dar... Eu nu sunt Hristos. Nu sunt, ci este altul care vine. Și el face o descoperire, așa cum ați menționat și domnia voastră. El vine cu foc, el vine cu o putere extraordinară. Evident că toată lumea îl aștepta. El anunță, el deschide ușa. Bine, dar cine este? Care este funcția lui Ioan Botezătorul în cazul dat? De ce trebuia? să vină, să fie Ioan Botezătorul înainte de Hristos. Aș fi vrut aici un pic să revin la contextul istoric, pentru că cunoaștem în acea perioadă, poporul evreu era sub dominația romii, și ei trăiau o perioadă de așteptare mesianică. Deci ei așteptau un salvator, el așteptau un mântuitor. Deci un ce înseamnă mesia, mântuitor? Un regi, un împărat, un om care vine din partea lui Dumnezeu pentru ca să-i să salvezi în această robie Deci, când ei l-au văzut pe Ion botezătorul că el deci cheamă el era special, era deosebit de alți oameni deci cine este interesat să citească, să vadă da, în scriptură mai multe detalii și atunci conducătorii religioși au trimis preoții și leviții să-l întrebe tu ești acela pe care noi îl așteptăm, la care răspunsul, despre care am vorbit anterior, categoric nu sunt eu, dar el l-a uh, stârnit probabil, le-a stârnit curiozitatea și interesul cu privire la cel care trebuia să vină. Iar eu uh, nu sunt acel pe care vă l-așteptați, dar el curând trebuie să vie. Uh, Cunoașteți, probabil, mai înainte drumurile nu erau foarte netede, da? nu erau foarte um, bune pentru a călători și uh, atunci când regele își dorea să uh, meargă în teritoriu, cum s-ar spune, da, trebuiau să meargă înainte niște oameni care să curățe acest drum, să-l uh, curățe de pietre, să astupi uh, gropile care erau acolo pentru ca regele se poată să meargă pe acel drum. Cam așa misiunea avea Ioan Botezătorul. Doar că asta se referea la sufletul oamenilor, la inimile lor. Deci ele trebuiau să fie pregătite pentru că Isus Hristos avea de afacere cu inima omului, cu sufletul acesta, cu mântuirea lui. De aceea mesajul lui Ioan Botezătorul era să vă pocăiți, să vă botezați, da? să fiți pregătiți pentru venirea pentru lui Iisus. mesajul Mare, da. mai profund, care urmează. Să-l aducă Isus. Da. Anterior ați amintit despre declarație pe care o face Ioan Botezătorul, uh -huh. mielul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta, cu siguranță, că îl găsim în versetul 29, același capitol, începând la versetul 29, uh -huh. același capitol din uh, Evanghelia după Ioan, primul capitol. Și uh, zice, iată mielul lui Dumnezeu care adică păcatul lumii. Spuneți-mi, uh -huh. vă rog, ce este? mielul. De ce este această declarație? Mielul lui Dumnezeu, conform afirmații prezentate aici în Evanghelie după Ioan. Interesant că de viacuri, poporul lui Dumnezeu, aici mă refer la poporul Dumnezeu în întregime, nu doar la națiunea iudaică, încă de la începutul timpurilor, când primii părinți au călcat legea lui Dumnezeu și conform statutului ceresc, așa cerea călcarea de legi. Pentru că plata păcatului este moartea și Dumnezeu a fost destul de clar în grădina Edenului. În momentul când veți mânca din acest fruct, veți muri negreșit. Acum, după călcarea legii, omul trebuia să-și primească răsplata pentru neascultare. Și în Geneza 3 cu 15, Dumnezeu vine cu un mesaj de salvare. mesaj care prevede că va fi un răscumpărător, un miel care va ridica acest păcat al lumii și îi va permite de nou omului să intre în part, patria pe care a pierdut-o, probabil atât de ușor cât nouă ni se pare astăzi, pentru o simplă neascultare. Mulți îl condamne pe Adam, dar noi mult mai, mai greu păcătuim decât primii noștri părinți. Și acest miel din grădina Edenului, care a fost primul miel jertfit la poartă grădinii Edenului, pe primul altar construit, îl viza pe mielul fără cusur, fără pată, nevinovat, care a dat, a plătit cu propriul sânge pentru păcatul părinților noștri. De atunci începând cu Set și ceilalți urmași al lui Adam, începând cu noi, cu Avram, cu cei 12 patriarhi, poporul lui Dumnezeu aducea jertfa necurmată la templu. Mielul care îl reprezenta pe Mesia, care trebuia să scoate de pe, sau să înlăture de pe neamul omenesc plata sau vina păcatului dat. Și Ioan, fiind inspirat de Duhul lui Dumnezeu, a vorbit, iată mielul pe care dumneavoastră îl așteptați. El n-a zis regele, pentru că el nu a venit pentru împărăția asta, n-a zis revoluționar, el n-a venit să facă revoluții în felul oamenilor. Să răstoarne guvernii. Să răstoarne guvernii. Mm -hmm. și i a spus, iată mielul, mielul pe care vă îl jertiți la templu, ca ardere necurmată dimineața și seara, ca reprezentanță sau ca lecție pentru cine avea să vie și conform profeției lui Daniel. capitolul nou, acest miel a venit la vremea indicată de Dumnezeu, așa cum a fost profetizat. El a venit să ridice păcatul lumii sau să plătească vina pentru păcat. Și Ioan spune, pe cine căutați? Da, Ioan, eu nu sunt acela, însă eu vreau să vă spun un lucru. Mesia pe care voi l așteptați este mielul nu este împăratul pe care voi îl așteptați. Dreptul dovadă celor spuse, aș vrea mm. să dau citire și la câteva versete din Evanghelia lui Marcu. Deci în același sens, vedem la capitolul 10, versetul 45, căci fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. La Romani, capitolul 5 cu 6, de asemenea, uh, uh, vedem căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Deci toate aceste mărturii vorbesc despre... Uh, misiunea uhum. lui Isus Hristos. Deci el a venit, el, el, este împărat, doar că el urmează să vină, să-și ia împărăția sa, deci la a doua venire. Dar la prima sa venire el a venit ca să se aducă ca jertfă pentru cei păcătoși. El a zis, eu, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Da. Chiar dacă fiind împărat, împărăția lui nu era de aici. Nu putea fi asemănată cu împărăția oamenilor. Pentru că el n-a venit să întemeieze o nouă împărăție davidică, o nouă împărăție pământească. El a venit pentru întâlnirea o cu totul altei împărății. Împărăția harului, a iertării, a primirii, o împărăția iubirii lui Dumnezeu. Și această împărăție are la bază conceptul dragostei. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat. Iubirea este baza sau conceptul de bază a împărăției lui Dumnezeu. Interesant că mielul lui Dumnezeu care ridică băgatele lumii, miel, este un animal blând. Și evident că vine Dumnezeul cerului și al pământului, vine, se întrupează, deci ia un corp omenesc, trăiește printre oameni umil. Umil. Oamenii, de fapt, astăzi caută ceva, eu știu, ne deasupra, un fel de super oameni, da, un fel de așa da. și desigur că cultul, eu știu regilor și nu știu ce și așa mai departe și uh, faimoși persoane pentru că așteaptă de la ei ceva deosebit, pentru că ei sunt speranța omenirii. În cazul acesta, Isus coboară, el vine aici pe planetă Pământ. Uh, îmi place foarte mult cum spunea cineva. Uh, un analitic istoric zicea oamenii încearcă să devină zei. Numai Dumnezeu a devenit om. No, foarte frumos. Care spus. Hristos Iisus. El a venit aici ca să fie om el. Pentru a să fie om. Mielul care ridică păcatele și asta este motivul, de fapt, prezintă pentru ce a venit Hristos. El n-a venit ca să dărime, așa cum a zis, sau să schimbe guvernele, va fi într-o zi, dar asta nu acum, ci el a venit ca să salveze. Sigur că după această declarație, cei care erau prezenți în preajma lui Ioan Botezătorul, iar uh, ei erau uh, eu știu învățăcei sau uh, discipulii au uh, auzit mărturia, auzit mărturia, spune Ioan, uh, deci Evanghelie după Ioan, că unii din ucenicii lui Ioan, Ioan Botezătorul l-au părăsit. Au mers și s-au dus mers au după Isus după acela care a fost declarat. Spuneți-mi uh, ce experiență au avut acești primi ucenici al lui Isus deja. Probabil experiența care au avut -o ei cu Isus, petrecând toată ziua cu el, o putem observa după reacția care a urmat ce a urmat după aceasta? Ei s-au grăbit, s-au grăbit să meargă la cei apropiați, la cei din familie, la prietenii săi, să le spună pe cine ei au întâlnit, pe cine ei au cunoscut. Și uitați-vă ce declarații fac ei atunci când deci unul din ei, Andrei, l-a găsit de îndată, așa cum scrie cuvântul Lui Dumnezeu, l-a găsit de îndată pe fratele lui Simeon și ce i-a spus? Noi am găsit pe Mesia. Uitați-vă ce mărturie frumoasă, deci, profundă, Experiența experiență. O, via, o zi întreagă pe trecută au da. ajuns la concluzia că Isus este... este Mesia. El este cel de care era așteptat de viacuri și care era așteptat de întreg poporul. Da, El este Isus, este Mesia. Um, sau altfel, tălmăcit înseamnă Hristos. Deci și desigur că aceasta a trezit un mare interes în inima lui Simeon și el a dorit și el să vină la Isus. Ce s-a întâmplat atunci când Petru, pardon, Simeon a venit fratele lui Andrei a venit în fața lui Isus. Ce a descoperit el? însă și Simeon vine și Domnul Hristos îi spune: Tu ești Simeon, fiul lui Iona fără să se prezinte, Hristos deja îl cunoaște, îl știe și el spune, tu nu vei mai fi Simeon, tu vei fi Kifa care tălmăcit înseamnă Petru. Deci, e interesant că atunci când vine Simeon vrea să-l cunoască pe Isus, dar Isus spune, eu deja știu cine ești tu. Extraordinar. Imagine și bă mai mult, el știe ce va deveni acest, <laughs> acest, personaj. El va fi Petru. Deci are un sens profund acest nume cumva, da? Și o semnificație pentru uh, viitorul acestui om. Da. Imaginați-vă că veniți la cineva, un cenovnic de un rang foarte înalt și nu trebuie să vă prezentați. El vă cunoaște deja. Da. Vreau să spun ceva, dacă îmi permiteți, puțin mai devreme încă. Pentru că Ioan face în prima zi declarație acesta, este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, apoi urmează a doua declarație în versetul 36, iată mielul lui Dumnezeu, și apoi urmează acești doi ucenici care îl părăsesc pe Ioan, vin după Isus și Isus îi vede că merge după ei. Și Isus le pune o întrebare. Întrebarea este, ce căutați? Și ei răspund, Rabi, unde trăiești? Și al doilea cuvânt al lui Isus spune, veniți de vedeți. Deci, light motivul întregii cărți a Evangheliei după Ioan este răspunsul la întrebarea. Tu pe cine cauți? Și eu nu o să spun cine sunt, dar te invit într-o călătorie. Vino și vezi, apreciază tu. Deci, uite tu după lucrările mele și spunem cine sunt eu. Cine sunt eu personal pentru tine? Și aici vine această declarație, după o zi, cum a spus domnul sora Svetlana și ea spune în felul următor că acest ucenic, după o zi, doar o zi a stat că el și spune, nu știm pe cine am găsit. Ăsta este Mesia. Vine Petru și Petru vrea să se prezinte, dar Iisus spune, eu știu cine ești. Tu ești Simon, fiul lui Iona, dar tu vei fi Petru. Apoi a doua zi spune că Isus a venit și după ce a mers în Galileea, îl vede pe Filip și aici spune așa, și Filip îi îi spune lui Filip, vină după mine. Filip era din Bețaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și a zis, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise. Dar despre cine a scris Moise? Moise a scris despre un profet care urma să vie în locul lui, mai mare decât dâns. Și Natanael pune o întrebare, de unde este? Din Nazaret? E, eh, poate să ceva bun din Nazaret? Nazaretul avea o reputație extraordinară de rea. Evident că, venind la Simon, venind la Isus, atât de impresionat, atât de ce experiență a trecut el, încât i s-a schimbat și numele. N-a mai fost același. Da. Și evident, pentru noi este important, atunci când venim la Dumnezeu, să știm, să conștientizăm că El ne cunoaște. Din start. La fel este și istoria cu Natanael, care după ce i-a răspuns prietenului său, uh, zici, poate fi ceva bun din Nazaret, Filip îi spune vino și vezi. Deci da? acești aceeași chemare. Da? și vezi. Și atunci când Natanael vine la Isus, deci aici tot a fost ceva deosebit în această întâlnire. Că Isus iarăși arată că îl cunoaște pe acest om și îi spune tu cu adevărat un izraelit, izraelit fără... În deci, care nu este vicleșug. Da, Dacă adică arată că vorbești foarte frumos despre el, foarte pozitiv, adică îmi pune accent pe sinceritatea acestui om, da, ceea ce l-a cucerit pe Natanael. Întrebarea lui Natanael, de unde mă cunoști? să îi spune, eu te-am văzut când stăteai sub smochin? Și Natanael îi răspunde, rabe, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. La care Iisus se răspunde, pentru că ți-am spus te-am văzut sus, sub smochin și iarăși, lucruri mai mari decât aceste vei vedea. Deci Isus nu spune, nu-i răspunde la... Zic că tu numai pentru, pentru, pentru că ți-am spus asta, dar tu vine și ai să vezi lucruri mai mari. Atunci tu vei putea ce? Să fii încredințat cine sunt eu. Evident că sunt experiențe mici pe care putem să le avem cu Dumnezeu. Și acestea ne conving el este Dumnezeu cu adevărat, că El este real, este uh, implicit în viața mea, implicat și prezent, uh, dar uh, sunt evenimente mult mai mari, care am putea fi martori. Ce înseamnă să petreci o zi, un timp cu Domnul Hristos? Um. Deci vreau aici să menționez lecțiile importante pentru noi. Că nu ne a, îndoim de faptul că Isus ne cunoaște. Fiecare din noi, Isus ne cunoaște. Fiecare din noi are această invitație. Vino și vezi. Vino și mă cunoaște. Deci fiecare din de noi are această posibilitate să vină la picioarele lui Isus și să, să, să urmărească, da? să l urmărească, să -l, să l descopere. Și atunci Isus promite că dacă tu vei face acest pas către mine, eu îți voi descoperi lucruri mărețe, minunate de care poate nici nu te-ai gândit vreodată. Fiecare om pe această planetă Pământ are această invitație și are această siguranță că Isus deci îl apreciază de o mare importanță și a, el este așteptat pentru că să petreacă împreună cu Isus să-l descopere. Uitați-vă, noi aici câteva a, a, câteva versete din Biblie și nu ne ajunge timp, nu ne ajunge cuvinte să descrim tot ceea ce noi descoperim aici. Închipuiți-vă întreaga scriptură cât adevăr păstrează în ea, care este așteptat să fie descoperit de către noi. Deci, ce am observat, că Isus nu se impune. Spune. Dacă vrei să-L descoperi, va trebui să vii și să petreci un timp cu El. Ucenicii au petrecut o zi întreagă și au ajuns la concluzie, El este Mesie, El este Salvatorul. Apoi i-a invitat pe alții, aceștia. Unul și-a invitat, a mers acasă și-a invitat Ruda, pe fratele, iar altul și-a invitat prietenul. Și singurul argument pe care l-au avut ei, vino și vezi, și să ai și tu o experiență personală cu acest Isus pe care l-am descoperit eu. Dă o apreciere. Cine este eu? Spune tu. Și iau o decizie. Uh -huh. Iau o decizie în dreptul lui. Evident că Isus nu se impunea. Și mereu cei care veneau la el, el îi accepta. Îi primea și îi aborda. Mai este în capitolul 3, Evanghelia după Ioan, este încă o persoană care uh, e cunoscută de mulți poate în istorie cu numele de Nicodim. El vine în noaptea, este o persoană cu experiență vastă de viață, de uh, guvernare deci de o experiență religioasă adâncă și acum vine, e grea, deci o persoană grea, și acum vine să se întâlnească cu Hristos, cu Isus. Cum Domnul Isus l-a abordat pe el? A venit noaptea. Asta e important, când de toate necătând la faptul cât de greu era în ochii oamenilor, cât de multe Um, stat, ce, ce mare statut n-ar fi avut, el vine totuși noaptea. Nu a avut curajul să vină ziua. Da. Nu a avut curajul. Și, da. Noaptea vine cu așa un cuvânt de, de lingușală. Nu vă supărați de cuvânt, dar așa descoperi eu. El vine și spune, învățător. De politețe. Da. Știm ce știm noi? De ce știa el despre Isus? Și el așa spune: Învățătorile noi știm, de fapt el știa, că ești învățător venit de la Dumnezeu. Așa l-a apreciat Nicodim. Căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Interesant, noi știm că tu ești un învățător, faci semne pe care nimeni nu le face și dacă nu este Dumnezeu cu tine. Însă în fața lui stătea chiar Dumnezeu. Da. Pot să stai în fața lui Dumnezeu și să nu înțelegi că... Deci, cu îl interpreta ca fiind un om da. cu care este Dumnezeu. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Iar dumneavoastră spuneți că, de fapt, uh -huh. era Ioan, Dumnezeu. Da, Ioan îl descoperă <hânt> și spune, cel care stătea cu el de vorbi era chiar Dumnezeu. Și iarăși, primii doi, dacă veți vedea toți patru cum i-a abordat, aici este a treia intervenție a lui Isus. Și Isus îi spune. Direct întrebarea, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Sau cu alte cuvinte, dacă tu nu te naști din nou, pe mine nu mă poți vedea. Ce înseamnă aceste cuvinte, da. să te naști din nou? Eu, eu aș, aprecia, aș aprecia pe Nicodim tot ca un martor care uh -huh. totuși, deci a mărturisit că pentru el, Isus este un învățător. El a mărturisit că apreciază acele minuni pe care, le face. Pe care le face. Și tot, uitați-vă, interesant. El nu a dovedit să-i dea întrebarea cu care el a venit. Să-i spună, adică ce de fapt îl interesează, pentru că, într-adevăr, era nevoie de un efort ca să, la acea funcție înaltă ca să vină la Isus, având în vedere că Isus nu era bine privit de către conducătorii religioși din și, stat. Da. El totuși a făcut deci, curiozitatea sau probabil întrebarea care îl frământa era atât de mare că el nu a putut să nu vină la Isus. Și Isus, uitați-vă, deci fără că să aștepte întrebarea să fie vociferată, el deja îi dă răspuns. Ca ce îl frământa pe, pe Nicodim? Viața Vieșnică. ce trebuie el să facă ca să moștenească viața veșnică. Și Isus direct trece la uh, răspuns, la întrebarea care era doar în mintea lui Nicodim. Și îi spune cu niciun chip nu vei intra în părăție cerească, dacă nu, te vei naște din nou. Deci l-a uluit, l-a jocat pe Nicodim cu acest răspuns și atunci Nicodim întreabă, dar cum așa este posibil să mă nasc din nou, dacă, cum? Adică el și-a închipuit literal cum ar fi lucrul acesta pe când Isus îi vorbea în aspect duhovnicesc, spiritual. Elen White, o scriitoare veridică a vieții Domnului Hristos, spune că Nicodim a înțeles întrebarea lui Isus, dar se temea să dea un răspuns. Pentru că darea răspunsului la această întrebare ar fi însemnat schimbarea totală a vieții. Deci, lepădarea conceptelor vechi, distrugerea teologiei sau pe ce se baza el, începerea unei vieți noi, și renunțarea la tot ceea ce cunoștea el. Practic, să, să iei toate concepțiile de la început. Deci, din Aha, nou. Din da, nou. Din S -s -s fi să născut te născut din nou. din nou. Și el Ca și a ezitat la și a spus, dar cum poate un om să nască din nou? Și Iisus îi spune, adevărat, adevărat, îți spun, dacă nu se naște cineva din apă și din duh. Deci Iisus, iarăși, nu merge pe Calea pe care vrea Nicodim să miasă sau pe, să urmeze acea cărare pe care Nicodim o, o pavează. El să spune, lasă cărarea ta. Uite cărarea pe care trebuie să mergi. Nu pe acolo, pe aici trebuie să mergi. Pentru că eu vorbesc de apă și de duh. Nu vorbesc de partea fizică a lucrurilor. Ce vreau să menționez aici, mm -hmm. pentru că această discuție no nocturnă a avut loc între două personaje. Mm -hmm. Cum noi cunoaștem despre această discuție, inclusiv în această discuție nocturnă a fost spusă de către Isus versetul de aur al Bibliei. Da? cine dorește să-l cunoască, să, cunosc, să caute. Acum, deci, probabil, această întâlnire a avut ca urmare o schimbare profundă în viața lui Nicodim, deoarece această discuție a ajuns să fie publică ajuns să fie așezată pe pagini Sfintei Scripturi, înseamnă că el nu a ținut pentru dânsul această învățătură care a primit-o de la Isus, ci el a povestit-o și altora și astfel Ioan a reușit să o aștearnă pe în, în, în mărturia Evanghelia, mărturia. în mărturia lui. Deci minunat, deci este frumos. Chiar și o persoană care are o experiență religioasă vastă ar trebui din nou să reia relația sa cu Dumnezeu. Din nou are nevoie. Din nou are nevoie să studieze și indiferent ca cei care ne ascultă astăzi de, eu știu, de ce au ei, bogățiile, temul, timpul pe care l-au trebuit, experiența pe care l au în din nou, în fața Domnului Hristos, sunt ca și cum este din nou sunt niște noi născuți. Indiferent de poziția socială pe care o are și cineva poate să se mândrească și să țină de ea, dar în fața Domnului Hristos ești ca un copil mic, ești ca un nou născut, pentru că a trebuit din nou să te înveți să mergi cu El. Da, mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi, timpul a trecut, deci practic, lucrurile pe care noi le vorbim sunt atât de frumoase și adânci pentru că sunt legate de Hristos Isus. Mereu este interesant să vorbești. Este mereu interesant să ai un timp pe care îl petreci cu Domnul Isus. Scump prieteni, dacă v-a plăcut acest material, cu siguranță că ați putea să vă împărtășiți cu el, cu prietenii dumneavoastră, așa cum au făcut-o și alții, adică ucenicii Domnului Isus, cei care au mers și la rudele și la prietenii săi. Puteți să-mi dați o reacție și ținți minte. Un timp petrecut cu Isus nu este timp pierdut, ci este un timp câștigat. Vă spun la revedere până data viitoare.